Mâine, de la ora 19, va avea loc avanpremiera piesei de teatru creștin Mărturisitorii, în regia și cu participarea actorului Marian Ciripan. Spectacolul, ce va fi jucat la Biserica Șerban Vodă din capitală, propune publicului iubitor de teatru o invitație la reflecție asupra ceea ce a însemnat comunismul în viața creștinilor. Bietul Petre Țuțea spune: ăsta nu-i popor, e marșul triumfal al lui Dumnezeu pe pământ! Merită să pătimim pentru el! Și nu ne mai rămâne decât să ascultăm cuvântul cântării, să ne îmbrățișăm unul pe celălalt și să le spunem frați și celor ce ne urăsc pe noi și să iertăm totul pentru înviere. Scenariul piesei scrise de Marian Ciripan folosește o bază documentară care include titluri precum Întoarcerea la Hristos de Ioan Ianolide, Cuvintele către tineri a părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, Cumplite încercări Doamne de Marcel Petrișor și Crucea reeducării a profesorului Constantin Istan. Procesul punerii în scenă a piesei Mărturisitorii a fost unul meticulos și dificil, însă necesar pentru păstrarea adevărului, spune regizorul Marian Ciripan. În primul rând, este o etapă a documentării care trebuie să fie cât se poate de meticuloasă pentru a păstra adevărul. După aceea trebuie să te îndrepți către actori, așa cum a spus dumneavoastră, nu e ușor. Unul singur dintre personaje se bucură de scriitura îndreptată către el. Adică reprezentantul sistemului torționar, securistul, a primit rolul pentru că a fost scris special pentru el. Îi se potrivește foarte bine. Ceilalți au fost căutați și, mulțumită lui Dumnezeu, au fost găsiți și ei se potrivesc pe rol. Fără ispășirea păcatelor noastre, nu putem face nimic. Da? Și ești gata pentru așa ceva? Sunt lucruri care s-au întâmplat. Asta e istoria. Istoria neamului românesc, dacă nu vrem să ne gândim că, apropo de partea ortodoxă, partea creștină a lucrurilor, e un text, în primul rând, care reprezintă perioada respectivă, cu bune, cu rele, cu oamenii care au trăit-o, dar în multe părți textul e foarte actual. Și în ziua de azi, sunt sigur, sunt oameni care ar vrea să le spună celorlalți: măi, fraților, trebuie să vă întoarceți la creștinism, la Dumnezeu, că nu e bine încotro să merge. Am să-i mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, pentru faptul că am avut șansa de a fi distribuită și în acest an, în lucrarea pe care o prezentăm, care este o continuare în cadrul proiectului Artă și Spiritualitate în dramaturgia românească contemporană. Dacă anul trecut am avut șansa de a juca Maria Brâncoveanu, anul acesta joc din nou cel mai frumos rol din lume, rolul unei mame. Este un rol care mă ajută să aduc în fața spectatorilor cel mai frumos și mai blând și mai iubit chip al mamei. Mama care trebuie să fie întotdeauna un echilibru, trebuie să fie un liant, trebuie să fie cea care, deși suferă, deși are sufletul sfâșiat de durere pentru că un copil îi este în închisoare, trebuie să găsească dragoste, trebuie să găsească puterea de a fi alături și de cei rămași acasă. Nelule, mamă, dacă Dumnezeu vrea să ne ajute, nimic nu poate să-L împiedice. E de ajuns un semn al Lui și vor fi biruiți cei mai puternici dușmani. Ce vă motivează în a pune în scenă astfel de piese? Convingerea că este nevoie. Este nevoie de un astfel de gen de spectacole. Oamenii au nevoie de aceste spectacole. Vă rog să mă credeți că peste tot sălile sunt arhipline. Am înțeles de fiecare dată care este puntea de legătură între sufletele actorilor și public. Știți de ce? Datorită mesajului. Mesajul este unul singur: să ne iubim neamul și glia cu credința în Dumnezeu. Nu avem nicio șansă să rezistăm dacă nu ne rugăm bunului Dumnezeu să ne țină pe acest pământ dăruit nouă de Dumnezeu.
După avanpremiera de mâine, care va avea loc la Biserica Șerban Vodă din capitală, începând cu ora 19, piesa Mărturisitorii se va juca pe 4 și 5 mai la Palatul Culturii din Turnu Severin și din Lupeni. Pe 24 mai, actorii aduc reprezentația pe scena Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne din București, iar pe 27 mai la Buzău.